Etape destul de grele, echipe foarte bune, echipe care e greu să scoți cele 3 puncte, dar în jocul nostru pe care l-am practicat până acum, unul foarte ofensiv, am putut să marcăm meci de meci și să adunăm cât mai multe puncte. De unde vine acest joc foarte ofensiv? L-am practicat de la început, din cantonament, tot am făcut mai antrenamente pentru a juca foarte ofensiv. În continuare facem același lucru și sperăm să ne îmbunătățim jocul din ce în ce mai mult. Suntem echipa cu cele mai multe goluri înscrise, este echipa care dă cei mai mulți marcatori. Care, de unde vine acest statut? Păi, ne place să... Nu trebuie neapărat unul să marcheze, contează să dăm cât mai multe goluri, nu contează cine le dă și sperăm ca până la sfârșitul campionatului toți din echipă să marcăm, dacă se poate, dacă nu, să meci de mine să marcăm minim 2 goluri și sperăm ca la sfârșitul campionatului să terminăm pe poziții chiar foarte bune. După această pauză competițională urmează o partidă apare foarte dificilă pe terenul lui ASEA Târgu Mureș. Ce așteptați de acolo? Meci greu, echipa foarte experimentată ca și cei de la Astra și doar sperăm ca meciul ăsta să ieșim învingători și să jucăm din nou un fotbal plăcut și să marcăm cât mai multe goluri. Poftă. Mulțumesc.